cine, nu știu de unde. Au venit, a venit și poliția? Nu am văzut. Scandal. Știți cumva ce vârf are? Știți? Ce vârf are, știți cumva? Nu înțeleg, așa că mă știu. Ce vârf are? Domnul care a murit. Nu știu ce vârf are. Câți ani are? Da, cum o să parte, știe mai nu știu. Văzut că asta a fost deja după masă. Când patru bărbați au scos cu ăla cu care se obișnuiește ca să scoată moții și au dus acolo într-o mașină gri. Atâta am văzut și altceva nu, că am intrat în casă. Dânsul a spus că a fost prieten și a fost un om așa, zdravă. Și nimeni nu știu că e bolnav. Dar ce s-o fi întâmplat? Nu știm nimica. Eu nu cunosc viața pe nimeni. Nu cunosc pe nimeni, nu știu. Numai atât am văzut când am venit aici, că o scos de acolo. Dar locuia singur? Nu știu nimica, vă spun sincer. Nu cunosc pe nimeni acolo, că știi cum ne-am văzut cum ne-am văzut somnirea. Au omorât sau nu știu ce-o făcut că nu. Eu sunt un om. Dar ce ați auzit? Ce ați auzit? Bă, am auzit că tipul a murit și... Erau. Nu s-a luat din presupuri, eu n-am fost la poplagii. Nu se știe. E bine. Dar îl cunoșteați? Ca vecinul, nu bat din vedere, așa că dacă în locul respectiv... Locuia singur? Singur locuia? Locuia ăsta singur. Nu știu. Nu? Apa, dacă nu l-am cunoscut, de unde să știu? Așa, din vedere, l-am cunoscut. N-am auzit, au fost afară. Criminalistică, până nu se află rezultatul. Știu că erau cheful non-stop pe el. Erau. Poftim? Erau cheful non-stop acolo. Beau ca porci. E posibil de la băutură să se fi luat? Nu știu. Dar alții vecini, nu, care acolo erau, nu, vecini. Presum, poate din cauza băuturii sau încă era, dacă erau mai mulți acolo. Atât am văzut că au scos un bărbat, l-au pus la secție, cred că ar fi cu interogatoriu. Presupusul criminal? Presupusul criminal? Nu se poate ști în presupusul. Tipul respectiv, atâta că au umblat pe acolo. Și cred că l-au găsit în casă. Pe el. Cine l-a tot anunțat. Că salvarea, smurdul, că m-au venit smurdul cu aparate de resuscitare. Și eu cred că au încercat să-l ia la normal, la degeaba. Dar ce ați auzit? A fost înjunghiat? A fost lovit? Nu, am auzit că m-au vorbit vecinii, că era lovit la ureche. Bine, aia se poate întâmpla, nu, cine știe. Da, până nu se află la autopsie, deja va fi. Efectiv, numai cei de la criminalistică, ei de, știu, de anchetează. Iar Iisus Domnul, nu, să te uiți un pic, nu, să te uiți. Mai luați, vă rog, o facem reclamă la cafea? Da. Nu. Foarte bună cafea.
sănătate multă. La revedere. Să nu mă filmați pe mine! S-adunau bețivi și făceau gălăgie. Oameni de teapa lui. Deci, oameni care băiau. Oare ăla să fie? Avea probleme cu alcoolul? Da. Era dacă e vorba despre asta, că nu știu dacă despre asta vorba, dar al doilea balcon... Și în fiecare seară făceau gălăgie. Asta nu pot să vă spun. Asta nu pot să vă spun, că în fiecare seară, dar eu ziua când treceam pe acolo sau mai treceam pe sub geam, auzeam povești, înjurături, ca bețivii, ce să mai zic. V-ați așteptat să se întâmple așa ceva în zona asta? Nu, la noi aici nu s-a întâmplat. Deci a fost ucis el, de fapt. Am mai auzit în oraș că a ucis tot așa gașcă de bețivii. Unul băgat în centru vechi, anul trecut, parcă acolo pe lângă poliție, era înjunghiat. No, dar despre asta... Și atât scandalul acolo care au degenerat, au mai fost, în trecut. Vă zic, eu nu pot să vă zic că am auzit decât ziua când treceam cuvinte, jurături, ca oamenii băuți. Ca oamenii băuți, dar să fi avut numai 45 de ani. Acum are de la băutură să fi luat. Nu știu, știu că avea, dacă e vorba despre asta, era a fost căsătorit, divorțat. Avea un băiat, nu știu, nevasta în Pușel, pe aici, pe undeva. Deci s-a despărțit, a vândut, că a avut pe Coșbuc, pe undeva, așa am înțeles eu, casă. A împărțit-o și fiecare, ea și-o luat la țară, el și-o luat aici. Nu, dar n-am, nu știu. Deci, și sigur că a fost ucis? Bună. Sigur. Așa s-o anunța la poliția asta.